Mulțumesc mult, domnule academician, părinte decan, părinte Bogdan. Într-adevăr, la invitația părintelui Bogdan, în calitate de director al școlii de doctorală, Dumitru Stănoie, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă de aici din București, am ținut neapărat să apreciez lucrarea părintelui Bogdan, unul dintre doctoranții noștri foarte buni, doctorand la părintele decan, așa cum ați auzit. I-am invitat pe doctoranți, din păcate, nu știu, cred că este un doctorant, George, acolo, în final, în spate. M-aș bucura și eu, părinte decan, să avem mai mulți tineri și inclusiv doctoranți, întrucât apreciez maniera de cercetare a părintelui Bogdan. Am avut ocazia, inclusiv la conferințe naționale ale doctoranților în domeniul teologie, pe care le-am organizat în ultimii ani, să constat în referatele susținute acolo și prezentate de părintele Bogdan, maniera foarte vie de asumare a unei teme de cercetare, prin interiorizarea nu doar a unor informații, ci realmente într-un duh de mărturisire, să asum existențial tema pentru a da mărturie cu multă convingere despre o realitate de foarte mare actualitate, cred. Pentru că această dimensiune mărturisitoare este esențială, cu atât mai mult când vorbim de o lucrare în teologie. Iar părintele Bogdan a asumat această linie și de fericit mult, părintele Bogdan, pentru faptul că dincolo, într-adevăr, de obligațiile pe care le ai, slujirile, așa cum ai văzut și părintele decan, pe care le-ai asumat, ai reușit și în lucrarea de doctorat, inclusiv în această lucrare de mărturii și evocări, să aduci în fața sufletului, în primul rând, această prezență vie a unor mărturisitori, a unor conștiințe demne și vii de care avem nevoie. Spun că e de mare actualitate lucrarea pe care o avem în față, pentru că atunci când un tânăr, generația de astăzi, evocă realitatea mărturisitorilor din misiunile comuniste, înseamnă un lucru deloc de neglijat. În condițiile în care, din păcate, mulți tineri de astăzi, și nu e vina lor, ajung să fie anesteziați astăzi de tot felul de surogate ideologice, să nu-și mai conștientizeze un ideal de generație. Și atunci când un tânăr descoperă idealul unei generații, care cu multă demnitate și în condiții extrem de dificile și de neimaginat, poate cum spunea și părintele decan, inclusiv în acele condiții, au asumat un crez și au dat mărturie de crezul pentru care au trăit și au murit. E foarte important. În condițiile în care astăzi suntem pur și simplu sufocați de ceea ce înseamnă un duh al comodității, o neputință de a asuma până la urmă ceea ce ține de exigențele crucii, suntem realmente sufocați doar de ceea ce ține de o anumită autosuficiență, comoditate, și, repet, neputință de a privi adevărul în față, atunci când avem în față mărturiile acestor oameni vii și i-a ținut Dumnezeu, Părinte de Cred, nu întâmplător, mulți, și domnul academician poate să dea mărturie, i-a ținut Dumnezeu pe mulți dintre acești mărturisitori în viață, să dea mărturie foarte vie. Foarte vie și convingătoare. Unii doar prin prezență, dincolo de cuvinte. Și, într-adevăr, mărturia doamnei Aspazia, de exemplu, o să vedem probabil și în film, mi-aduc aminte când am văzut filmul sus în Aula Patriarhiei, inclusiv documentarul este extraordinar. Și, repet, aceste mărturii pot să ne ajute și pe noi cei de astăzi, marcați de această comoditate, să asumăm un crez, să nu ne temem să asumăm un crez, să dăm mărturie de crezul pe care îl revendicăm, să vedem cum Dumnezeu lucrează în istorie și cum Dumnezeu i-a arătat biruitor, Hristos i-a arătat biruitor pe aceștia care au asumat crucea și au înviat în mod real prin asumarea crucii, la un mod de a fi
care rămâne exemplar, cred, pentru generații de arând de acum înainte, a fost mărturia cu demnitate în fața lui Dumnezeu și în fața neamului, în fața lui Dumnezeu și în fața istoriei, cu demnitate pentru multe din lașitățile noastre, și de atunci și mai ales de acum, în condițiile în care memoria generațiilor actuale este scurt-circuitată și ajungem să trăim o amnezie, în primul de existențial, o amnezie la nivel de informații, refuzăm să ne asumăm istoria în modul ei profund, în condițiile acestui scurt-circuit de memorie, scurt-circuit existențial, iată, avem o lucrare care undeva ne conectează la ceea ce înseamnă viața autentică a unor oameni care și-au luat în serios credința și crezul. Felicitări, părinte Bogdan, și sunt convins că domnul academician o să ne spună efectiv plecând de la experiența trăită și, bineînțeles, de la faptul că i-a cunoscut și a trăit împreună cu mulți dintre cei care sunt intervieviați în acest volum. Și, repet, pentru noi folosul nu este doar în planul informației, ci în planul împărtășirii unei puteri de viață. Și acest lucru, acest suflu, cred, este necesar, părinte decan, știți foarte bine, am sublineat-o de atâtea ori, și în ceea ce înseamnă dimensiunea cercetării teologice, inclusiv în școala doctoratului. Vă mulțumesc! Da.